Haide. Salutare, dragi tovarăși. Ce faceți, bă? Ricardo Milos aici cu bandana și Manegru Cantunericu. Băgăm aici o tentativă de copiere de Codrin, numai că noi nu facem echipa, facem frații petardă, noi facem echipa petardă. Asta nu trebuia să zici. Hai, lasă. Că era echipa petardă. Păi am zis că asta e dubla a doua de filmare. Ah. Ne-ai dat de gol acum când ne-am luat bătaie tura trebuie. Nu contează, no, lasă. Noi suntem cei mai autentici, spunem tot. Bă, dar zici că am un ochi mai mic. Se vede pe filmare. Nu mă, mi s-a umflat ochiul. Nu mă, mi s-a umflat ochiul că mi este un ulcior și de-aia. Stai că o să mă joc cu ochelarii de soare atunci. Se poate și ceva. Este inestetic să fiu cu ochiul umflat. Ia. Așa, gata, hai că merge mai bine acum. Bine, cu toții știm că ochelarii de soare sunt făcuți să fie purtați noaptea. De ochelari. Da, oamenii de știință au descoperit că lumina lunii generează niște radiații policlictorisiene. Hai aici că e mai bine, la graveyard. Mulțumim, haide. Da, și așa am tăstătura cu luminițe, hai că văd eu. Da, aia e, până nu trece ulciorul nu vreau să-mi vedeți clipuri cu fața prea mult așa fără ochelari, că am ochi umflat. Și nouă nu m-a bătut nimeni. 3, 2, 1, jump. Alături de mine în echipa petardă avem pe Halogen, cel pe care l-au spart hackerii. Dar chiar, bă, pot să pun clickbait acum. Au spart hackerii, așa o se cheme episodul. Zi Halogene că te-au spart hackerii. L-au spart hackerii. Gata, perfect. Bine, chiar l-au spart hackerii. Și pe el, și pe barbă neagră, și pe muștii. Chiar m-au spart, adică... Altul de mine este jumătate de tâpâtă. Zic jumătate de tâpâtă, că în caz că nu știți, canalul e un duo. Gen cum e canalul ascuns. Deși, teoretic, sunt 3 și acolo, doar 2 postează. Dacă nu știți tâpâtă, bă, lați link în descriere. Și alu Halogen. Deși, zi mai ardeți să vă abonați la Halogen, că săracul n-a, l-au spart hackerii. Aia, trebuie să-i aducem abonați înapoi lui Halogen. Eu am și zis pe live-uri, ca fratele meu mai mic. Da, păi și acum câți ani? 700. De la 14.000. Așa. Asta că YouTube-ul îmi promite că mi-i dă înapoi. E bine și să-l promiți. Și eu trăiesc cu speranța. Speranța moare ultim. Oh, poate mă trezesc acum cu un player care mă omoară și așa nu m-a vedeni. Sănătate celui care a strănutat. Doamnește. Să fie primit. Bă, v-am zis că a nebunit unul la mine în sat. Ce-a făcut? A nebunit un om de la mine din sat. De ce? A căzut el de revelion beat în șan, s-a dat cu cap. S-a nebunit. Da, bă, s-a dus la o femeie. Întâi i-a chemat salvarea nevastă, i-a zis doctor de pe ambulanță, e de la băutură, dă-i o bere să bea și trece. Da, și acum gen într-o seară pe la două noaptea se rigard la o femeie și i-a zis trebuie deschide că am venit cu nevasta lui ăsta că se neacă la tine în pivniță sau ceva de genul. Era ca femeia sună la poliție, i-a dat ordin de restricție să nu mai calce pe lângă curtea ei. Și tot calc. Oh my. Sper că l-au dus la nebune acum, nu se întâmplă. Dacă mai aflu ceva, amănunte vă zic pe live-uri. Cum îl cheamă? Cheamă? Nici porecla că na. E satul, dă-i tu nume așa. E satul mic și îi dăm unul. E cumva soțul lui Sparta? Nu-i soțul lui Sparta. Sparta e un meme de-al meu cu... Băi, eu zic să plecăm de aici. De ce? Mă simt aiurea. E prea în centru. De că vine soțul lui Sparta acum? Poate vine soțul lui Sparta. Este de la facultate și ne... Mă sparge și ăsta. What the fuck? Mai știu pe unul care zice la cărciun biblioteci. Biblioteci? Da, mă, la bibliotecă. Vedeți să ne delectăm? Da, ne delectăm cu delicatese intelectuale. Vorba aia, când te îmbeți, spui cele mai mitoare chestii. Băi, e red zone.
Păi stăm în cavă. Cimitir. Cavă, adică deja avem locul pregătit. Și acum dacă stăm într-o colibă. Da. Și acum să vezi că este Undertaker și ne ia la bătaie pe toți. Oh my god, he's back! Oh, it's back! The Undertaker! The legend! Deja nu mai e surpriză când revine. Mai deloc surprinzător. De ani de zile zice că se... E ceva gen, ai de capul meu a venit handicapatul ăsta. Bă, dar nu mai îmbătrânești și tu totuși, adică... Ai de capul meu. Aoleu, ce ai făcut, bre? Când am vrut să mă duc până în alt ăsta și m-a bombardat. Au venit bombardierii peste mine. Au dat ăștia... Ai, că vin acum. Hai, dă-n heal. Mersi. Alexe, ascunde-te, să nu te bombardeze și pe tine. Deci, bă, la adăpost, că... Bă, vezi că te pleznești acum. Te pișcă. Am văzut Ghiozdan și n-aveam. Gata, ești ok? Da, hai că-mi dau și heal. Îmi bag niciodată cum găsesc Ghiozdan. Seringă în țâță. Alogene, eu zic să nu forțezi scopul ăla, că e de căcat. Ăla de lateral. De ce? E nașpa. Nu e nașpa, mă. Dacă îți place ca pe Call of Duty. Ia zi, tu știi tu să joci. Dar e adevărat. Păi uite că am două scopuri, dar cum îl folosesc pe ăla principal? Bă, asta e chestia, că nu știu butonul de switch. Nici eu. Perfect, 3x. Am stricat medicamentele alea ca să-mi dau acum heal. Ați luptat tot aici pramatilor? Aproape. Am orang așa, culoarea ca de-aia. Dau la haters să-mi usc. De-aia nu vă gândiți la prostii. Pe ce sunt niște copii și ei sunt de vârsta acadelor? Bă, de centru suntem cam în centru așa, adică... Merem până pe deal? Hai o leacă. Hai pe deal și mergem după aia la mine acolo. Gen, e munte și e loc de sniperit. Țin ochelarii mai așa să nu se vadă cam ochiul. Hai că nu se vede tare. Și nou nu m-a bătut niciun hater. Hai mă că ne place așa cum ești. Da, și nici și ormel cum ar spune acum câțiva tare. Să iau punctul aici. Hai să încercăm să urmă dealul. Acum nu știu, eu am dat 3 man squad. E numai squad-uri de 3 sau ne lasă doar pe noi? Dar chiar noi suntem în inferioritate numerică ceva sau? Păi asta nu știu, dacă am dat doar cu 3 în squad, rămânem inferioritate sau și ceilalți sunt tot așa doar 3 în echipă? Dar putea să fie tot 3, ca în meciul trecut. Ne-am dat cu mașina peste ei. S-ar putea. Ne-am luat bătaie după aia, asta e altă parte. Acă. Aia doar gloanțele, poate găsești ceva sniper. Tot, ia zine ceva spoilere pentru canal la tine, ce mai urmează să postezi? Păi mâine, asta e că nu știu când îl postezi. Îl postezi mâine? Nu, cred că, cred că mâine. Și mai filmez acum și pe seara un episod de mimuri, deși cred că o să râd că ar dat și o să-mi bată vecinii. Ți-a văd asta altă parte. Un videoclip despre Manuel Neuer. Hai mă, serios, iar dau ăștia cu bombă. Dacă fug până la clădirea de acolo. Despre cine? Manuel Neuer. Portarul lui. Mhm, portarul lui Bayern München. Și să fac un 11 de ăsta al celor mai buni africani din acest sezon. Africani născuți în Africa sau africani în general negri? Nu, în general negri, născuți în Africa. Nu fac discriminări de astea. Am înțeles. Ucar, asmocar. Deci care vă place fotbalul? Veniți la tăpâtă, oricum o să las link-urile în descriere. Bă, dar despre Steaua nu faci? Despre Cristiano? Steaua, București. A, Steaua. Ce să fac despre Steaua? Nu știu. Istorie. Să facă îmi dă Becali copyright, mă pune să îi plătesc cu brânză, să-i folosesc imagine. Becali cum face? Na, 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 canal mincinos. Na,
na, ziar micinos, ne, ne, mai mișc tu pe mine acum. Bebe, unde e Becali? Capitanos, afară! Lăsați-ne să ne cu Barcelona, cu Real Madrid, că restul țaca-țaca la tacană. Taca, na, na, tiki-taca! Pec, 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 itacă, pătăți! Mă transform în Becali pe zi ce trece, nu-i bine. Așa de la țară, nu vreau să fiu ștefan. De ce, mă? Se plătește bine la ceoanie. Da, nu-ți trebuie prea multă școală. Atât cât să știi să nu... Îți faci o echipă? Da, să știi. Ții tu negri aia după acolo la tine? Dacă ai, țigani, la orziceni. Oleu! Înveți să dea două pase și două șuturi? Nu mai învăț așa. Bosule, să moară copiii mei, dacă dai tu, dacă cerci tu să dai mie gol, ia bobo dracu. Ca ăla care a intrat, care a intrat cu BMW-ul în tramvai. Ce-a făcut? Pula, pula, pizda, pizda. Da, ăla. N-ai văzut, bă, ăla care gen, se punea în fața tramvai și dădea frâne ca să le nerveze pe Vadman și până Vadmanul a zis: dă-te morții, mă, titul. Păi a ieșit ăla și a început să-l înjure, exact cum a zis tăpută. Pula, pula, pizda, 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 pula. Cine s-a uitat la Silviu German știe faza. Iar suntem în rău zon. Iar suntem în zon. Dar cum se face că mereu prindem zona asta roșie? Vine și un avion? Poate lasă drop? Poate... No, halogene, ce planuri, ce targeturi ți-ai pus pe acest an? Pentru acest an? Da. Să primesc canalul înapoi. Așa. Să primesc canalul înapoi. Da. Și să-mi dea YouTube-ul canalul înapoi. Mamă, ultima chiar mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Ai văzut? Da. Bă, e drop în față, deci mergem la el. Vedeți? 195. Da. Aveți răbdărică. Da. Dacă au mai dat unii de la Flergan în partea aia, dar nu merge. Ei. Merită. Merită atâta efort de pus. Niște căcați cu moți. Niște hahalere. Hohalere, hohalere. A căzut? Da, deja a venit unul cu motocicleta. Hai, hai că l-am văzut, l-am văzut. Nici nu știu dacă l-am atins. Dar unde e, bine? S-a suit pe motocicletă și pleacă. Și se duce în stânga. A plecat. Ah, l-am văzut, l-am văzut, l-am văzut. A furat ăla tot și gata, ca ungurii cu ardealul. Ia, stai că ia curba. Cel mai mare furăcios. Cel mai mare. A trecut de deal. No, l-am pierdut. Hai să lutăm în oraș pe acolo. Care oraș? Alea trei case acolo. Oraș mare cât satul meu. Trebuie niște gloanțe de scarbă. Bă, cam câte case sunt acolo, însă tu cu ăla, cam atâți oameni știu alfabetul la mine în sat, că dacă ai pun să zic alfabetul, nu știu. Păi a fost la mine ăla cu Starea Nației. Stai, cine vrei gloanțe, vrei gloanțe de car sau de scar? Mhm, de scar. A, de scar, păi, de alea verzi vreau și prea multe. Eu am numai 30. Uite, văd o mașină, bă. Vine spre noi? Nu, ne ocolește din câte e. Da, ne ocolește. Ia încă un car. Da. De aici sniper. Bă, dacă vrei, ia de aici pistol de ăsta automat. Da. Da, bă, că-i bun pe-apropo. Dar tu, Ovidiule, ce planuri ai pentru 2020? Să mă învăț cu chitara. Așa. Hai, mai greu la început până ne obișnuim unul cu altul. Cazul ei se obișnuiască că mă beșesc mult. Așa. Să iau carnetul că tăpât, deși e mai mic ca mine, a luat de înaintea mea. Îți iau. Așa, ești juc tu. Și ce planul dracu să mai am? Da, merg cu mașina.
Să faci car vlog. Da. Prin YouTube să fac rost de bani, pizde și mașini. Ce găsim acolo bun? Extended mag de sniper și o arbură de 2. A lăsat ăsta. Fa. Da. Ne cum e zona. Ce pula mea. Hai să... Hai să ne suim aici. Hai înapoi. Hai înapoi că e mai în centru acum. Uite, uite și un drop în spate. Hai la dropul ăla. Cam departe. E, oricum, noi mergem la munte acolo. Pardon. Sănătate. Da. Uite, te-am întrebat tu ce planuri ai? Ce zici? Te-am întrebat ce planuri ai pe anul ăsta? Am și uitat. E, nu știu. Deci ce planuri ai pe anul ăsta? Pe anul ăsta? Să fac 60.000 de abonați. 60.000, bun, eu vreau să ajung pe la vreo 30. Se... Asta e că faci video, era să zidrea cu prostii mare. Nu mă... Dacă mă mănânc, mă mănâncă limba să o zic. Dar nu mai zic. Că nu se știe cum. Adică vrea să devină heterosexual că s-a săturat să fie gay. Așa e. Ce planul să am? Vizionări, abonați. Bani, poate o sponsorizare bani, dacă apar. Mulți bani, mașini, femei. Tot ce vrei. Să intru în Five Gang, poate, poate, dar nu cred, măcar acolo să... Îl înlocuiești pe Pain, că așa ăla e retardat și era să facă accident astă vară. Așa el de la Pain, de la Pain. Îmi spus să fac orice sacrificiu dacă se uită cineva din trupa Five Gang. Ăstea Five Gang. Lasă-mă că fac eu Satanic Gang. Satanic Gang. Satanic. Noi vreau să intru în gang, să-mi bat picioarele. Da, să facem noi Satanic Gang. Da. Ce sunt roace, era în chitară, facem Satanic Gang-ul. Lasă că ascult și o rock. Din când în când. Păi, vedeți, eu am de-al nostru. Sunt dispus să-mi las părul lung dacă e. Păi, cum mai în poza de la canal? Perfect. Deja termin școala. A fost perioada aia când am făcut, ăla aveam părul cam destul de lung. Da, zic, probleme cu comunii. Dar că ți-am zis că m-am tuns, că am zis că nu mai... De ce n-ai mai vrut să ai părul lung? Era prea greu de îngrijit de... Comuniști? Probabil aveai vreun crush care nu s-a pletut? Nu. Tata nu suporta. Dar în general părinții știi cum sunt. Eu am life hack, că taică mi-e roacer. Are părul până la cur. Da, vezi, e mai ușor așa. Da. Dar dacă ai niște părinți de aia... Din cauza voastră, România nu mai se dezvoltă. Da, din cauza roacerilor, a homosexualilor, care ne fură copiii. Bă, mi-a zis toată băiecă mea când era mic. Să nu devii gay, mai auzit? Să nu devii gay. Avea, cred că era în clasa a treia. Ce ai zis de tatea? Ce faci dacă vin cu un băiat acasă? Te omor, ce să-ți fac? Bă, și pe tine și pe el. Așa odată zi. Gen, eram în bar, cine nu știe, am eu barul meu și al meu taică-miu și gen, mai erau unii mai mari ca mine. Ah, mai barul tău. Da, cu vreo 5-6 ani mai mari ca mine. Oricum, ăia deja, majori. Și îți rămâne moștenire? Cred că da. Masa de biliar să-mi rămână. Așa, și, na, cum să mă lau subtil. Și, zici o dată, unul lui Tecum, bre, dar ce faceți dacă, ăla mereu uita cum mă cheamă și zicea Viorel, dacă Viorel vine cu unul cânt ăsta acasă și gen era unul gras, vedeți că vine acasă de mână cu unul ăsta, zic, vezi poarta aia? Acolo vreau să te văd. Ieși! Ceva de genul. L-ai speriat. Mai aveți un scop în plus? Am lăsat un scop de 4 pe acolo, spate. Spate, mi-am văzut pe el. Lasă că, băi! Dă ăsta încoa. Hai, dă drop-ul încoa. Dă drop-ul, n-auzi? Opul. Alo? Ce ai, băi, cu cine vorbești? Vezi, mă, avionul ăsta poate dă drop-ul aici. Hai, aruncă. Aruncă-l, bă! Aruncă drop-ul! Bă! Ia uite! Lăsat, fii atent. A trebuit să insist un pic.
Da, na, am invocat toată puterea străbunilor și baștanilor să-și bașie pula în el de drop să vină odată. Dar de ce n-am tigaia la cur? Bă, nu vă uitați numai în sus, uitați-vă la playeri. Dacă tu eventuali. Îi vezi, ai băgat wall-ul? Îi vezi? Da, am băgat wall-ul. Ai băgat wall-ul ca pe 1.6? Mhm. Și aimul am băgat. Și aimul? A, e bine atunci. Da. Suntem bazați. Și acum să vezi că iese ăștia de pe munte și ne pișcă. Dacă iese din drop. Dacă iese din drop, da, o să fie o să iasă ca Rusev din tort. O să iasă ca surprize de la Kinder. Da, da, bă, oh, Kinder. Bă, tu furi tot. Păi, țigan, confort. De când a început jocul ăsta n-am prins și eu un drop. A, nimic. 4 scop. La mulți ani. Toți ăsta... Ia și un extended mag că știguri trebuie, ia și un mâner, ia și un pad de armă. Eu nu înțeleg nimic, ați lătat tot. Ia și gloanțe verzi. Cine are gloanțe de acasă, mi le dea, că am găsit-o groza. Ai găsit-o pe groza? Da, hai că trage bine. Groza e vecina mea. Ia, uși. No, arunca careva niște gloanțe de acasă, 4 gloanțe, mersi. Cred că astea-s de acasă, ia vezi. Da, astea, mersi. Mamă, canistră de gaz, asta trebuie să o luăm. Da. Eu am mașina pe gaz. Ai pe GPL? Da, am și eu una. Ai pe GPL? Mhm. Ia uzi, Dacia Logan! Pe gaz, metan! Hai, da-n zonă. Hai, dacă nu mai ne-am plimbat. Hai că... Acum o să aminte că trebuia să mai sun pe careva, dar n-am mai sunat, aia, las. Eu nu știam că filmez, eu credeam doar că... Păi nici eu nu știam că filmez. Mi-ai dat pe la 3 mesaj. La 3 ți-am dat? Credeam că la ora asta ești live, că parcă te mânsăm acum oră. Era mai devreme, dar am ținut doar o oră când mi-era foame. Am făcut abonații că mi-a adus Chrome. Am scos. Și așa l-am făcut mai mult doar că încheia Chrome live-ul și am zis, oh, hai să supăr pe cei care se uită pe live, să vină și la mine, că tot ce am jucat. Aici niște gloanțe de acasă dacă îți trebuie. Am luat destule, mi-ajung. Bun. Am două aproape. Șase. Pot porni singur război cu Vietnamul, voiam să zic. Iranul. Suntem bazați atunci, e micii nostru. Da. Ce ziceți, bă? Ce predicții aveți pentru Vietnam? Pentru Vietnam, pentru Iran? Cred că Vietnam o să fie o țară frumoasă. Vietnam. 1-2 pauză. 1-2 pauză. Pentru SUA. Tu mi-ai dat parcă poza aia cu cotele, nu? Nu. Mi-a dat unul cotele pe Insta. Era ceva gen, cotă 1 câștigă SUA. SUA. Nu știu cât câștigă Iranul. Pauză SUA, final Iranul, bă, playeri la 345 cu mașinile. Tragem. Trage. Poate le sparge mașinile. Da jos. Bă, s-au dat jos, Cum era să mă împuști în tigai să ricoșeze glonțul în tine? Alex, ești cam demagin, nu crezi? Nu. No. Headshot. Bravo. Băi, unul aici la 300. 300? Da, la casele alea. Da, nici nu-l văd. Ce-ar fi viața fără glume? Lasă-l zice, mă coleg la fiecare oră. Ce-ar fi viața fără glume? E așa liniște în clasă și începe ăsta. Ce-ar fi viața fără glume? Uite-o pe ăsta cu mașina. Știi ceva? Hai că ăștia vin pe noi, sigur, pușează ăștia. Te răni la lăbuță? Între buci. Între buci, șoferul dintre buci? Ia uite, hai că au plecat. La buci este monetizare. Nu știu, da, oricum, monetizarea la mine e un vis frumos. Totul a fost pierdut. Cum era melodia? E un vis pierdut. Cum era, mă, că am uitat. O mai trag așa, poate e nimeni. Aoleu, băgam Iași! Ce? Era să mă omoare, m-a salvat casca. Hai că am avut și cască de 3 dacă e.
Dar de unde trage acum? Din N părți. No, târfa cu Cracinic. E, am zis N părți, nenumărate părți. No, târfa cu Cracii, cu Cracinix. Pufa, pardon. Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine cu mașina. Vâleu. Ia uite-i, ia uite-i. Vine e, și zona. Da, okay. Bă, dați și mie unul revive, bre. Dați un revive. Revive mor. Uitam la poza mea de aici și am crezut că aveam cenzura cu Ricardo Milo spusă. Cum era? No, mai dau niște smoke-uri să ne ascundem și fugim. Unde fugim? Bă, fugiți în zonă, fugiți în zonă. Nu, soldații lui Napoleon nu s-au retras niciodată. Până de ce ne-am retras? Până ce au ajuns în Rusia. Da, au ajuns în Rusia acum. Bine, nu s-au retras. I-au omorât rușii. Păi zic, nu s-au retras, vezi? Da. Trage după mine, ia vezi. Eu nu vreau să le iau exemplu. Deci hai să facem așa o coloană de... cum ar veni, de infranteriști. Eu văd o mașină pe sus care arde. Aveți fiecare carg de asta. Sunt asemănătoare cu armele de atunci. Bă, mi-e frică să scot capul de aici. E un vis pierdut. Aoleu. Aute-i, se duc la casele alea. Bă, dar de ce dracu se vede așa pixela pe distanță? Nu înțeleg de ce. Opa, aia sunt și pe munte. Știu, i-am dat un headshot. I-am dat knock. Cel mai epic headshot din istoria game-ului. Unde, unde? La 295. Sunt și la 355. Da, contează, cred că și din ce direcție ne uităm. Da. Uite-l pe ăsta că vine cu autobuzul. Și-a luat Gheorghe din Cădubiță? Hai ca să rinși de sânge. Da, nu cred că vine să mai toți în același loc. No, i-am făcut un kill. Bravo. Ia uite-l pe ăla ce cade de pământ, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l cum vine. Oborâi cu dorul în vale. Am luat headshot între picioare, că practic bărbații și-au acolo un cap. Opa, ăla e după casă. L-am văzut. 340, e în casă. Wow, ce-a tras în mine, bravo, i-ai dat knock. Nu mă ascund în bălării să-mi dau heal, că nu mai am nici armură. Ok. Bravo. Da, să ascund. Vino mașina din spate, vino mașina din spate. Sunt pe fază, pentru ceea ce urmează. Vedeți că vine, vedeți că vine. Ce vine? Mașină, mașină. Dă-te, dracu! Ai luat? Bă, m-a luat pe mine, bă. Ai omorât, bravo. Aaaa, îți John. Trebuie să vin să vă dau heal, așa-i? Da, da. Bă, o să... fugiți, fugiți! Bă, dar trage din 7 direcții, să-mi bag picioarele. Fugiți că o să bubuie mașina, o să bubuie mașina, o să bubuie mașina. Bă, cum suntem morți? No, pare să că... Da, vă, dracu, am plecat. Trădătorule! Ești un șarpe. Șarpele. Haide, câștigă tu meciul. Mai sunt 10. No, mai stai în spate că ar se împușcă. E un vis pierdut. Adio, visul frumos s-a terminat. Unde e intrarea? Unde e intrarea? Ascunde-te, ascunde-te, ascunde-te. Eu cred în tine. No. Eu nu. Asta e mai realistic. Păi n-ai cum să câștigi, măi. Ba da, măi, eu zic că câștigă. Bă, că n-a bubuit mașina aia. La cum a jucat în ultimele zile. Bă, eu sunt cu morcov în cur, nu știu cum să vă zic. Unu vezi 10. De 9. Corect. Nu, no, că la final se bate și cu el însuși și are personalitate da, dublă. Mă sinucidă.
Are să... două personalități. Da, da. Sunăm cu mai multe feți eu. Ia uite, lovit. Îi lasă, îi lasă se împuște. Stai în cocioaba. Aoleu, ce m-am speriat eu, dracu. Aoleu. L-ai mor cu groza. Vecina ta. Eu mai și mă mișc, mai și dau din cap acum. Ai, mă, am zis că l-au mor pe ăsta. No, ce loc a fost ăsta? 3. Locul 3. Eu zic că... 3 în pula mea. Dacă e bun. No? Dar să faci, să faci videoclipul ăla când zici asta. O să trebuia să-l editez. Clar nu-l pun mâine. No. Ăsta a fost... Asta a fost echipa petardă. Data viitoare vedem ce echipă mai facem. Dacă mai știți youtuber care joacă PUBG, să-mi lăsați în comentarii. Hai. Dați-ne idei de nume, ca lumea. Idei de nume, că o să mai jucăm și cu Halogen și cu TPT și cu canalul ascuns și cu mai mulți. Corect. No, eu au fost Halogen, jumătate de TPT. De mine sigur v-ați săturat de mult. Hai, ciao les. Ciao les.